discutăm despre anul 2022 și nu doar despre bugetul care a fost dezbătut astăzi. Întrebarea inițială ar fi: o mare parte din bugetul județului merge către transporturi. Am văzut un procent covârșitor din acest buget merge către modernizarea de drumuri și alte proiecte asemănătoare. Iar cea mai mare sumă se duce în acest an, este vorba de 82,8 milioane de lei, la modernizarea drumurilor de la limita către Călăraș, Buzău și tot ceea ce cuprinde între ele. Cum vedeți acest proiect de buget din punct de vedere al transporturilor? Credeți că vom ajunge, eu știu, spre sfârșitul anului sau sfârșitul mandatului, ca toate drumurile din Ialomița să fie într-adevăr modernizate? Sunt mari șanse să se întâmple către finalul mandatului să avem drumurile din județene modernizate. Deja mare parte din ele, din cei 507 km de drumuri județene, sunt în acest moment reabilitate, astfel încât se poate circula în condiții absolut normale. Avem un deficit în zona unor petice de drum, pe care aș putea să le enumăr și aici, unde mai avem încă drumuri de pământ, ceea ce, din punctul nostru de vedere al conducerii Consiliului Județean, este absolut inacceptabil și sunt sigur că până la finalul mandatului nu vom mai avea drumuri de pământ în județul Ialomița. Fie că vorbim de finanțări care vor veni prin Anghel Salini și așteptăm să semnăm contractul de finanțare în acest an pe Anghel Salini, fie că vorbim de porul următor, unde prin Poat deja avem daliu și proiectarea tehnică pentru drumul județean 213, care are o porțiune de pământ între limita județului Călăraș și Mărculești și apoi încă o porțiune între Scânteia până iese în DN21 către județul Brăila. Și de asemenea mai sunt încă 9 km de drum de pământ între Mihail Cogălnicianu, comuna Mihail Cogălnicianu și satul Luciu. Dar mare parte din ele vor fi executate încă din acest an. De exemplu, porțiunea dintre comuna Rădulești și ieșirea către Ilfov, o scurtătură foarte folosită în zonă pentru a ieși la autostrada A3 că București-Ploiești, o să fie executată chiar în acest an. Așadar, premisele sunt foarte bune. Nu am motive de îngrijorare că aceste porțiuni de drumuri care mai sunt încă în atenția noastră nu o să fie executate până la finalul mandatului. Ba mai mult decât atât, am încercat să gândim un pic diferit în ceea ce înseamnă proiectarea acestora. Nu s-a spus în dezbaterea publică, însă de pildă pentru drumul județean 212 care leagă Feteștiul de Țăndărei și apoi prin Cogălnicianu, Luciu și limită Brăila, porțiunea dintre Fetești și Țăndărei este gândită și s-a făcut partea de documentație de avizare a lucrărilor de intervenție, având în vedere și construcția de piste de biciclete pentru acest drum, la limita exterioară, în afara carosabilului, o pistă de biciclete care va face legătura între Fetești și Țăndărei. O altă idee foarte bună care a fost destul de dezbătută înainte și chiar ați amintit de ea în dezbaterea de astăzi a fost aceea a unor stații de încărcare electrică pentru autoturismele electrice. O idee foarte bună, inovativă, care nu atrage o sumă foarte mare, este vorba despre 10.000 de lei din bugetul local. Unde vor fi aceste stații? Care credeți că este importanța lor în contextul actual? Încercăm să gândim integrat prezența acestor stații. Nu am exagerat cu numărul lor, am încercat să le gândim pentru că acolo unde avem proprietatea Consiliului Județean, deoarece putem investi doar pe proprietățile Consiliului Județean, în zona drumurilor județene, unde există parcări sau afluență acum existentă sau potențial să se întâmple de oameni care vin din diferite zone unde există autoturisme electrice. Oricum, numărul acestora crește și așteptăm să crească și să existe cât mai mulți utilizatori și în județul Ialomița. Sunt destinate mai degrabă ialomițenilor sau turiștilor care tranzitează județul? Sunt destinate ambelor categorii, însă locația acestora a fost gândită și pentru un gen de turist pe care, dacă vreau să-l caracterizez acum, este, de exemplu, o stație în zona Fierbinți, în zona orașului Fierbinți, unde există un număr foarte mare de locuitori din județul Ilfov și București care vin
pentru cumpărături sau un... Știți cu toții despre celebrul serial care generează un anumit gen de turism în zona locațiilor unde se desfășoară filmările pentru serialul celebru și am constatat și cu ajutorul primăriei de acolo că sunt foarte mulți cetățeni din zona limitrofă București care vin inclusiv cu autoturisme electrice, cu biciclete electrice, cicliști, motocicliști care frecventează zona. Și acolo, în acea zonă, vom instala o astfel de stație. Ei, ca și curiozitate, dacă vreți, deja primăria Fierbinți are și prin Gallo finanțare pentru a-și face și propria lor stație, chiar pe în zona unde are proprietatea primăria, chiar în sediu primăriei. Deci au constatat și ei că există cerere pentru astfel de stații de încărcare în zonă. Iar cea de-a doua stație pe care noi o gândim este gândită în integrat cu dezvoltarea și finalizarea proiectului de la Conacul Bolomei. Va fi în zona de parcare care va fi creată, astfel încât turiștii care vin să poată să, dacă vin cu autoturisme electrice, să poată să încarce, are și o componentă de green acest proiect și încercăm să-l atingem și prin această latură. O mare parte din bugetul județului merge către reabilitarea spitalului de urgență și nu numai, și construcția acelui bloc operator. Toate aceste proiecte vin la pachet cu un posibil heliport pe clădire sau lângă clădire, vin și cu alte dezvoltări, dotare și așa mai departe. Când se vor bucura ialomițenii de acest bloc operator nou? Blocul operator care este finanțat prin Programul Național de Dezvoltare Locală are un termen de finalizare în zona lunii octombrie-noiembrie 2024. Este prevăzut în contract, atunci se termină și finanțarea prin PNDL. Suntem și noi și prestatorul obligați să-l respectăm. Eu îmi exprim încrederea că acest lucru se va întâmpla. Ca la finalul anului 2024 să avem acest bloc operator terminat simultan cu modernizarea incintei care are aceea sursă de finanțare prin PNDL și să avem clădiri noi sau reabilitate funcționale în momentul respectiv. Se lucrează intens, ambulatoriul care este pe program operațional regional se va termina în acest an, conform estimărilor constructorului, și ăsta este un semn bun pentru că foarte multe din facilitățile pe care spitalul trebuie să le ofere au fost mutate din spital și vor reveni în zona ambulatoriului, încercând să creăm un cadru cât mai aproape de normalitate. Pornind de la întrebarea dumneavoastră legată de sume și de cât de multe sume sunt alocate pentru partea de dezvoltare a infrastructurii rutiere, pe locul 2 poate se află partea de infrastructură de sănătate ca și sume alocate. Cred că mai există și un alt unghi în care poate fi privit bugetul și felul în care sunt alocate aceste sume, și anume și din punct de vedere calitativ al numărului de proiecte pe care dimensiunea respectivă le are. Pentru că dacă, de exemplu, sunt 78 de proiecte pe care Consiliul Județean le are, chiar numărându-le și pe cele ale instituțiilor subordonate pe care le finanțăm în zona de dezvoltare, 19 dintre ele sunt pe zona de infrastructură rutieră. Tot 19 proiecte, dar cu arie la fel de mare ca și răspândire, este în zona de, în care ne preocupăm de domeniul public aflat în proprietatea Consiliului Județean sau în administrarea diferitelor instituții subordonate. Și acest lucru arată și o diversitate în abordare, fie că vorbim despre centre de bătrâni, cum este centrul de la Movila, fie că vorbim despre dezvoltarea instituțiilor de cultură și amenajarea unor spații noi sau reabilitarea acestora în cadrul Centrului Cultural al Muzeului Județean, la Muzeul Național al Agriculturii. Toate aceste lucruri arată că am încercat să privim nu doar, cum să vă spun, cantitativ din punct de vedere al banilor, ci și calitativ din punct de vedere al obiectivelor efective și a diseminării banilor în zonele în care trebuie să intervenim. Lăsând la o parte bugetul, din punct de vedere profesional, care sunt țintele pe care noastră ca și vicepreședinte v-ați propus să le atingeți în 2022? În 2022 țintele noastre sunt să avem o execuție cât mai bună, astfel încât aparatul Consiliului Județean
sprijinit și de specialiștii pe care noi îi avem contractați, să reușească să cheltuiască banii în proporție cât mai apropiată de 100%. Dincolo de ce scrie, ce tip de obiectiv este, că e de infrastructură rutieră, că e un obiectiv de patrimoniu sau altul, încercăm să avem un ritm foarte bun în ceea ce înseamnă cheltuirea banului public, corect, evident, transparent, și să sperăm că reușim să atingem acele nevoi pe care cetățenii județului Ialomița le au în viziunea noastră și în felul în care alocăm aceste sume. Pentru că, până la urmă, noi toate aceste demersuri le facem pentru cetățenii județului Ialomița. Urmează prezentarea bugetului în plenul ședinței. Aveți emoții acolo? Credeți că se poate întâmpla ceva la vot? Am avut discuții prealabile cu consilierii județeni, am lansat apel către consilierii județeni să vină, să propună diverse idei care pot fi finanțate. Au fost consultați cu mult înainte de a ajunge la această formă de dezbatere publică consilierii județeni. Iată un element pe care, iarăși, poate nu s-a spus, au fost exprimate opinii din partea unor consilieri județeni care și-au dorit să avem o finanțare direcționată către plantarea de copaci. În anii anteriori, Consiliul Județean a efectuat defrișări de-a lungul drumurilor județene, tăind plopii care amenințau securitatea traficului rutier, și încercăm să punem la loc ceea ce am defrișat, deoarece plopii aceia erau foarte bătrâni, riscau să cadă peste mașini sau afectau infrastructura, fundația drumului. Sau au trebuit să fie tăiați pentru că s-a intervenit pe drumul respectiv, iar ei crescuseră chiar în șanțul din zona de siguranță. Ei bine, avem în acest an, la solicitarea consilierilor județeni, o finanțare de 150.000 de lei pentru a planta pe 5 km de drum județean, între Colelia și Grindu, pomi care, conform normativelor, intră în activitățile de întreținere a drumurilor județene, pentru a pune la loc în acest fel copaci care au trebuit să fie defrișați, în asta pe partea de protecția mediului. La final, un mesaj către ialomițeni. Un mesaj către ialomițeni încercăm să-l dăm zilnic și sper că ialomițenii simt că activitatea noastră este zi de zi direcționată către satisfacerea nevoilor din orice unghi al județului, fie că sunt locuitorii de Slobozia, de Fetești sau de orice altă comună din județul Ialomița. Gândul nostru când venim la serviciu și când plecăm de la serviciu zi de zi este să încercăm să facem să fie mai bine pentru Ialomița și pentru dânsii.